Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi ne pregătim de Paște. Da, am luat apă pentru bunica. Da, asta în afară de apă, noi am luat ceapă roșie. Am luat coajă de ceapă roșie. Nu, apoi este și am luat și ceapă. Trei. Nu pot să nu plătesc. Trei cepi? Trei cepi sau trei cepe? Ce? Caroci, în fine. Natural. Anul ăsta o să vopsim ouăle natural în culoarea... Așa, în fine, pa! Deci noi ne-am dus pentru apă, ca să înțelegeți. Am venit la magazin pentru apă, dar am uitat să luăm apă. Am luat cu totul altceva în afară de apă. Am venit la bunei și ia uitați-vă puțin. Bunicul a vopsit. Asta e, că o vopsit și... Mă... E închis, e închis! Bunică e la garaj! Și te-ai îmbrăcat, bunic? Te-ai îmbrăcat, bunica, în haine random, galben cu negru, cu alb și cu roz, neon. Eu sunt îmbrăcat după și vopsit aici, ia. Bunica are basmăluță cu Elsa și Ana. Leo și-a găsit prieteni. Leo! Păi, Leo! Vine bunica, Leo! Auzi, bunica, când te-a văzut pe tine și nu te-a reacționat. A, na, na, la Leo, uite, Leo! Leo, 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 Leo! Vino coase! A vino coase, măi! Natasha, haidem! Hai, eu mă duc cu Natasha! Bunic, privet, bunic! Bun, ia, Ana, salut! А где она ко мне? Бискиты уши, Андрей. Псинка. Я не пот еще. Ну и блокад уже. На бискиты уши, мэй, серьезно. Си, мама, не врей, стей. Ана, хай бискиты уши. Да си, мам. Уши, ну с бискиты, бискиты не тирок уши. Марай, де че не се бискиты? Сын копии, Лана, кари платили. Той блокадо. Что май блокад, ну езди машина. Да че не тебя блокад? Un handicapat copil de asta care stă în față și râde într-una. Ana, deschide-mi ușa, Ana. Așa că la o corelevă. Trebuie să-mi deschizi ușa. Deblochează-o de aici. Îmi dezbachează-mi. E bolnavă la cap, serios. Am ajuns acasă. M-am și schimbat între timp. Pentru că ieșim cu fetele, ne pregătim, gen am cumpărat, am făcut cumpărături și cu musca asta moartă, ieșea, nu-i moartă, a înviat. Iar e, vină coace, te duc afară, te rog, ai încredere în mine. Are aripa ruptă, săracă. O să-mi iau aceste ghete. Deci, ce voiam să vă zic, în acest vlog, da, a venit și Alexandru. A venit și Sanda. Așa, în acest vlog o să fie 3 zile. Astăzi este prima zi în care noi pregătim, am făcut cumpărături și așa. Mâine o să vopsim ouăle și o să mergem și la biserică noaptea, gen spre dimineața, îmi vine. Și a treia zi o să fie Paștele, așa că da. Salutare! Suntem în oraș, am venit la magazin. Mi-am adus aminte că mama îi dorește o tigaie, o mini tigaie și am zis că, băi, e Paștele și vreau să-i fac un cadou mami. Am zis că o să iau această mini tigaie. Băi, să iau verde, roz sau roz, gri? Roz. Hai că-i luăm. Ia arată tigaia. O, ce drăguță, e o mini tigaie. Hai să-i luăm de astea. Nu știu. Ca să-și amintească de mini. Uite, de asta roz și să amintească de mini. Asta pentru grădină. Dar cum ne facem noi grădină în casă? Am luat această mini tigaie și super drăguță și mă duc acum și eu dau la mama, că nu cred că mă duc să o împachetez. Vrei să o împachetăm? Nu știu cum. Nu, prost mă duc. Băi, pur și simplu mă duc așa și eu dau la mama ție tigaie pentru Paște. Deci am sunat-o pe mama și am zis: "Mama, ești acasă?"
Da. Pregătește-te că eu vin și vreau să îți filmez reacția la ceva. La ce poate îți gândească mama când îi zice fiica ei la telefon că pregătește-te că vreau să-ți văd reacția. Vreau să-ți filmez reacția. Poate îți gândești că m-am vopsit. Mi-a făcut părul roz. Că știi că... Stai, dole. Ana, când aș fi rea, noi trebuie să o palim cu zahtigat la cap. Băi, scuze. Să ne scăpăm, să ne zgriem, ea arată foarte bine, este în stare foarte bună, până când. Sper că până acasă se arate la fel de bine, că se mai întâmplă, eu scad sau scap ceva din mâna mea. Da. Mam? Uai, ai făcut prăjoane și ai făcut? Hai că am încă de vedere de TV, să fie așa. Și cred că... Cine eu știu, băi, Ana? Nu m-a speriat. Dar eu puțin... Ești la un metru. Eu puțin am sunat. Ce ai crezut că și crezi că... Nu știu, nu, de nebunie ești bună. Hai. Arată, dă-ți mai încă. Dar nu m-am urmărit pe față, Ana. Ce vrei să faci? Am un cadou pentru tine după Paști. Și bă, la care ai visat din totdeauna. Eu? Și nebună, îmi șărut. Asta mie? Da. Și să fac eu cu asta, Doamne ferici, asta ți-ai mâncare să-ți fac. Tu ții cu de slăvire. Tu vrei așa, te cai mici curtaia. Ce mai era mai vrei? Mulțumesc. Tigare de Paști. Hai. Nu, frumoasă, mersi. Da. Ne vedem mâine. Este a doua zi și astăzi este 16 aprilie și este ziua bunicului. Nu știu de ce mă ascund cât de am văzut, dar nu contează. Deci mama a cumpărat cifrele și ce ai crezut, mamă? Ce ai crezut? Că doamna a greșit, că mi-a dat 46, că bunicul are 64. Pur mi-am dat seama, măi, că e invers. Și Iuliana la fel, așa. Nu știu, gen, dar cine a dat 46? Dar tu poți să le schimbi, gen, nu... Da, avem aici tortul. Da. Lugă sub pilingă, mă. Băi! Mulți-a-n trăiască, mulți-a-n trăiască, la mulți ani! Mișoane-a trăiască, mulți-a-n trăiască, la mulți ani! Mișulică să trăiască, mișulică să trăiască. Eu cânt tot altceva. Mulți ani. Bunicu să trăiască, bușania să trăiască. La mulți ani. Nu mai suflu, eu nu știu ce suflu. Suflu. Aia ce da. Stai să fac poză. Dar dorință. Ți-ai pus dorință. Tu, Leo, și foarte înserușenit. Poz repede. Stai, stai. Dar lasă Ana să-i facă. Ia papa, uite aici. Uite la mine, bunelă. Bunelă la mine. La mine, amu. Zâmbește. Săracu. Hai, chestie. Noi acum suntem la garaj și ne-am urcat. Nu, asta e casa ta viitoare. Uite bucătăria. Bunicul ți-a pregătit bucătăria. Dar ea nu-mi trebuie, eu nu gătesc. Stai, dar unde-o zis bunelul? Hai să ce are? Ți buică. Ia uite, bradă, aici de anul nou. Și asta pentru vlog, mam. Da, plată care să rup. Uite, da. Pat, da. Cu sobă. Ia, asta e alt tata pat. Nenio, că donat, că m-a încertat odată cu tata și el a venit, s-a pus așa în genunchi în fața mea și a zis, Natasha, scuze-mă, te iubesc, asta e el că da, numai nu știu din nas. E frumos! Nu zi așa. Avem un dulap foarte mare, e doar pentru hainele ia, mele. Ia, Pokemon, asta mi-a cădonat de nuntă. Păi stați, Pokémon, la voi există Pokémon mult timp. Avem televizor. Ia că ne-am plac scaunele astea. Băi, scaunele astea sunt preferatele mele. Băi, dar eu mă încerc să rămân aici, să îmi greșe niște ipate bântuite. Asta, băi, blin. Și cu tine, Ana. Da, era scat. Am venit cu aia. Nu te duc. Mâinile aici și cu tine. Dar eu mă tem, mă pare bântuită la cum arată. Super. Priveliște minunată. Dacă scoatem chestiile astea, priveliștea chiar o să fie minunată, știți? Da, mai puțin acolo. Aici era scad. Yes! Leana când era mică, deci s-a urcat aici și s-a jucat și-a băgat capul
În una din aia este și nu putea să-l scoată capul. Și-și de cu capul în col, dar noi eram jos și... Poți scoate capul și am venit și zic, măi, ridică un pic mai sus capul, că caută pe unii poți să-mi scoți. Și de atunci nu-și mai ruca sus. Aici avem găini. Salutare! Chiar ea nu vine de Facebook, e ziua. E ziua mea. De aici am făcut 1000 de poze TikTok-uri și acum am filmez vlog. De aici ador foarte mult când stau cu ochii la soare pentru că am ochii așa frumos. Fetelor, da, și băieți. Vreau doar să vă rog, fiți mereu încrezători că voi sunteți cei mai frumoși și cei mai perfecti și sunteți superbi și Ana vă iubește și sunteți cele mai superbe persoane și nu contează părerea altora. Voi sunteți voi și voi sunteți special în felul vostru. Uite cum am zis și în noua mea piesă, uite-te în oglindă, zi sunt cea mai bună. Sau zi sunt cel mai bun. Și asta depășim orice obstacol împreună. Să știți că sunteți superbi și minunați și vă iubesc foarte mult și sunteți cei mai speciali. Și bunica, zici să-l bat cu bunel. Ia mama, să emoționat. Dar dacă îl iubesc, dacă e ce își face acolo? Deci faceți cunoștință cu verișorii mamei, nu? Verișorii tăi? Nu, sunt frații mei. A, sunt frații tăi. Frații adoptivi. Bunicul i-a ajutat. Și am țigară în mână. Ia tu că. Ia uite. Da, dai pași, și bunielu. La dietă, bunielu. Ești murdar pe gură. Gura mea. La revedere. Mama spune la revedere și la găini. Noi plecăm. A călcat aici. Hai le-au călcat. Am ajuns acasă și m-am culcat cu Leo, vinu ca și și stăm puțin să ne odihnim, iar apoi ne ducem la biserică, la ora, nu știu la ce oră. Noi acum le pregătim să plecăm la biserică și eu nu știu în ce să mă îmbrac, că n-am în ce să mă îmbrac, de fapt, nu am în ce să mă îmbrac. Deci nu-i Crăciun? Nu. E Dragobete? Nu. Halloween? Nu. Solstițiu? Nu. Paște? Da. Revelion? Am zis deja că e Paște. Ah, da. Abia după 2 ore am găsit și eu în ce să mă îmbrac. Și am pornit spre mănăstire alături de Iuliana și Sanda. Noi ne-am pornit, într-un final am găsit în ce să mă îmbrac. După 2 ore, nu vede nimeni decât eu. Mai spun încă o dată pentru vlog, când Eleni îți vorbesc. Locuri nu sunt, da. Arată din spate și se întâmplă. Arată și se întâmplă în față, mașinii. Dar stai că și în față. În fine, e aglomerat totul, locuri nu sunt de parcare și acum noi am parcat gen direct pe drum, că așa ne-a zis polițistul. Da, și acum trebuie să mergem cu coșurile astea super grele până acolo, vedeți mănăstirea aia? Uite acolo. Da, 1 kilometru. Am intrat. Iana, voi nu mai filmați. Deci aici este Max, ne-ntoarme. A dormit aici. Iana, uite Iuliana a venit. Maxim! Iana și Iuliana. Hai, scoală. Hai, hai de la mașină. Mergi cu mama la mașină? Mergi? Hai, scoală. Hai, scoală și cuprinde. Cuprinde? Hai, scoală și o cuprinde. Dă-mi pe cheile de la mașină. Care s? Câte pachei. Ce faci, Ana? Încercăm să ajungem la conversația sa, mamei, îți vedem la și oră ne sfințește. Părinții, iubiți frații, surori, în Domnul,
Sunt al învierii din morți al Mântuitorului nostru. Nu vom uita de sfintele și de coșătoarele sale pătimite. E așa frumos. Sănătate la toți. Adevărată în viață. Măi, mama! Mama! Uitați-vă ce aglomerat e! A fost foarte drăguț! Mașină! Ia, hai, lasă pe acolo! Ia scade. Da, și am ieșit, ne-am sfințit, și acum plecăm acasă. Ah, mi-e foame. Și mâine dimineață ne trezim și ne spălăm couă pe față. Chiar acum noi nu știm cum o să ieșim, pentru că e super aglomerat de acolo, gen, sunt foarte multe persoane, sunt foarte multe mașini. Și noi, gen, trebuie să, nu știu, vedem. Ia uitați-o pe Iuliana aici pe mașină. Noi nu știm cum să ieșim. Iuliana, lași ce gândești. Aveam o mașină în față și ne uităm cum iese mașina asta din față și după ne luăm după ea. Ce te uiți așa la mine? Mulțumesc. Bună dimineața! Eu abia m-am trezit pentru că m-am culcat la ora 6 dimineața. M-am trezit la ora 2. Și ne-am pornit spre bunici! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și de o zancă! Adevărat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hai, vină cu-a! Leo! Leo! Stați că nu l-ați văzut pe Leo, trebuie să-l vedeți neapărat. Vine cu-a, vine și să mă uite! Uitați-vă puțin, are papion, e băiat, wow! Cum e babușca lui Andrei? Mamă! Hai să vedem ce a pregătit bunica. Mamă, cum arată totul. Ok, o să ieșim și ne prefacem când am intrat aici de la... Te-am prins. Hristos a înviat, Ilian! Adevărat a înviat, bunia! Așa! Dar cine e pregătit aici? E, frumos, frumos! Tu ai gătit! Tu ai gătit, bunielu! A? Cine a gătit, tu? Eu cu bunica! Scoate-i să ai leana, că ești bunielu! Te-ți dau tapă și... Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mișa, Nicolae Nabil, Iulian! Adevărat a înviat! Aaaa! Uci și... Iernic. Ia-mi cu mine, dă-i Natasha. Hristos nu, dă-i. Nu, el. Hai, tu, papa, da. Primul. Hristos a venit. Adevărat. Bunica. Vreau să-l trecim domnul Cruscu. Domnul, e? Da, domnul, ce spune, cum se spune. Cruscu, fii sănătos, să-ți meargă numai în plin, să ai tărit de caracter, să-i vezi nepoatele, copiii, soție, care soție de noaptea 10. Să avem nebucă bună de te cum vă doresc mult sănătate, bucurii și fericire și mulți, mulți ani. Mulțumesc! Fii sănătos! Bunuic, vină cu aia! Adă-i mama aici!
Ei, de mami, Katia. Mam, de mine e scurt. Dar n-a spus că greu scurt. Bunica, te-a lămânarii pentru tine. Oi, mulțumesc. Cu plăcere. Tot se începe de un simplu cel mai principal cuvânt. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt bucuros că am așa copii, că am așa nepoate, că am așa neamuri, am așa cuscre, care noi întotdeauna găsim și la simplu și la compus suntem împreună. Vă doresc mult sănătate, vă mulțumim pentru că ați venit la noi. Mulți ani. Hristos, mulți ani și lui tata. Adevărat, tata. Da. Într-o zi cu Hristos. Da. Am mulți ani. Sănătos, chiar mă bucur că am așa. Bun. Așa, și minunat, chiar îmi crește o inimă ca o pâine. Și mă bucur cu toate încredere. Bravo, să fiți sănătoși, mă bine. Da. Adevărat, amiat. Ești pregătit? Stai-ți alea cu pregătirea, eu n-am cu lingura. Dar și cărniță și pască, și mă, salată cu pască mănânci? Mănânc așa cum mănânci tu, eu vreau să mănânci tu, așa pentru tu. Hai, dar ce nu trebuie să spui, dar... Mi-am dat 5 minute în ziua. Ești gata? Da, eu sunt gata. Haideți să sunăm. Bunică, cum se mănâncă corect? Tăci pe maltă să mănânc o dată. Ia, așa, salam, pască. Salam. Continuă. Și punem salată, așa. Așa, după asta? După asta, e o bucată de altfel de salam. Carne. Să nu salam, asta e carne. Păi și mânuță are bunionă. Așa carne. Ceapă, ceapă bunionă. Ceapă pe urmă, că și nu vrei ceapă. Mine cum ești la? Un pahar de gin și o plăcințică. Și băi, ce-l frumos aici, cu... Ia câte aici, mișulică vitelă aici, ia uite. Ea zici că vrea băieți. Urelele noastre. Vrea băieți, dar numai fiecare. Ea să tăce de la fangi, la voi. Eu, că e pătră străcan. Nu, ea, ce e ta, asta la picior cu roșu, ea iuriale și cu albastru, ea mea. Ты слабый. Да. Ай, ауди. Ай, да я слабый. Папа, папа. Папа. Папа, папа, Миша, аж. Ну. Да то же мы не. Я мы не кону ауди, аж. Ну, а ну смотри, аж. С ним он капас. Мы дурим. Что песня есть? Наташа, мы тут. Ана, я фарфуре моя правда. Muzica asta? Da, 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 la, 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 da, să punem bătare. Tostiez. La uliță! Bye, 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 bye! Ce-ai primit, bunelă? Ia, hai, arată. De unde e Andris? Arată, arată, arată. Hai. Ia, arată. Wow! Ne-au ce primit. Wow! 30 de ani box. 30 de ani la Federația de Box a Republicii Moldova. Bravo. Și sănătos, bravo. Wow! Felicitări, papa, felicitări. Yeah. Felicitări. Bine, ești bravo, ești arată mușchiul. Mușchiul. Andrei, deschide mașina lui Ioia. Pacar! Sper că v-a plăcut acest vlog, eu vă pup, iar ne revedem data viitoare, pa!